O tânără de 24 de ani a alertat poliția din Ilia în miez de noapte, speriată că soțul ei, în vârstă de 27 de ani, pe fondul unor discuții în contradictoriu, a amenințat-o cu un pistol că o omoară. Deplasați la fața locului de urgență, polițiștii au constatat că pistolul folosit de soțul scandalagiu era o armă neletală, dar neautorizată, deci bărbatul nu figura ca deținător legal de armă. Întrucât exista risc iminent, polițiștii au emis un ordin de protecție provizorie a soției față de soț, iar acesta a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Deva pentru luarea măsurilor legale ce se impun. În plus, soțul tinerei s-a ales și cu dosar penal pentru amenințare și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.